Frecvența costului la Europa FM. Bună seara și bine v-am găsit dragii mei într-o altă seară de vineri. De data asta o vinere specială pentru că suntem în plină vacanță, iată, vacanță de rusalii combinată cu ziua copilului. Este soare afară și frumos, deci ce putem face într-o într astfel de mini-vacanță decât să avem grijă de plăcerile noastre. Ăsta este subiectul pe care vi-l propun în seara asta. Să vorbim despre plăcere, niște plăceri mai puțin discutate în mass media, pentru că nu-i așa, sunt la limita păcatului sau a viciului. Vreau să vorbim despre alcool. Despre tutun, despre lucrurile care ne plac și care, ce să vezi, societatea nu le încurajează. Cât de vinovat să ne simțim pentru astfel de obiceiuri, cum să le ținem în definiția de plăcere și să nu le transformăm în viciu, ca să avem doar beneficii de pe urma lor. Ei bine, în seara asta am și un invitat special, este vorba de Dan Vardie. Bună seara! care se află astăzi alături de mine într-o postură inedită, de specialist în plăcere. Bună seara și mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru că ai renunțat, iată, să, să poate să bei un pahar de vin și ai venit la radio să vorbim despre vin, despre tutun, despre lucrurile bune. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, Mihaela, într-adevăr și pentru mine este o situație și o ocazie specială pentru care chiar am motive să-ți mulțumesc. Mi se întâmplă foarte rar să ies din, să zic așa, matricea mea. Zona de confort. <laughs> cum o spui tu, zona de confort ale celor trei industrii pe care le tot, cum să zic, mă tot ocup de ce se întâmplă acolo, industria auto, industria orologieră și industriile de lux. Și e prima dată când, sau pentru, țin le când în mod public voi spune câte ceva despre... Îți asumi această poziție da, secretă și vreau, de specialist. Și vreau să vă spun, dragi europeni FM, că tot ce voi spune mi-aparține mie și numai mie. Și dacă sunteți supărați, să fiți supărați pe mine. Dacă vă place emisiunea, este pentru că Mihaela este o gazdă extraordinară. Dacă cumva cineva vânează Europa FM să nu o vâneze, pentru că eu am spus și eu mi asum, eu sunt de vină. Pentru că, așa cum v-a spus și Mihaela, discuția din această seară o să iasă din zona, să zicem, de confort. Eu voi încerca să vă provoc pe toți, spunând vă, cred eu, sper eu și lucruri inedite de care habar n-aveți și veți înțelege încet, încet cât de ascunsă este lumea în care trăim, cât de mari sunt anumite industrie care încearcă să ne bage pe gât tot felul de mizerii și pe care noi, în naivitatea noastră, avem impresia că nu este nicio problemă. O să vă arăt, sper, și tehnici de manipulare foarte bine puse la punct, ce ușor pot fi folosiți chiar medicii, mm -hmm. nu mă refer la Mihaela că și e medic, <coughs> dar chiar medici de renume. O să încerc să nu dau nume pentru că n-ar fi politicos din partea mea, dar voi menționa domeniul. Domenii, voi menționa funcții, poziții. Și inclusiv academice, de oameni care, spre marea mea deziluzie, au îmbrățișat minciuna și dorința de a ne manipula? Eu, exact cum spuneai, din poziția de medic, aș vrea să am, să spun, o părere decentă și. Moderată, da? sunt un om care niciodată nu a spus, este interzisă. Da? Încerc să găsesc un argument, o justificare sau efectiv bună înțelegere și compasiune pentru toate obiceiurile noastre, care, de-a lungul timpului ele au fost definite diferit. Omul s-a folosit de natură și a luat din ea elemente, ingrediente care i-au făcut bine. Ulterior, nu știu, religia, societatea, iată, medicina, cum bine spuneai, a încadrat respectivele obiceiuri sau le-a scos din categoria plăcere și înțelegere și le-a mutat mai degrabă spre categoria viciu păcat sau și mai grav, pentru că oamenii se sperie atunci când e vorba de sănătate. Obiceiuri nesănătoase, da? Un fel de a-ți a face rău cu mâna ta. Ei bine, aici, ca și la mâncare, vreau să atrag atenția că doza face o travă și că nu trebuie să adoptăm atitudini în aceste extreme, nu e voie niciodată, sau în momentul în care consumăm să facem exces. Pentru chiar contează porția, chiar contează moderația. Și întotdeauna am spus, am vorbit despre alcool, că el este principalul, să spunem, prieten slash dușman, apropo de cantitate. Am vorbit despre alcool întotdeauna din poziția teoretică, din cărți, tocmai pentru că nu am, deși mi-aș fi dorit, o relație bună cu alcoolul. Avem în ficat o enzimă care se numește alcool de hidrogenază și care se ocupă de metabolizarea și eliminarea alcoolului din organism. E adevărat, alcoolul este un toxic, deci lucrurile care sunt cinstite trebuie să le spunem, pentru toate celulele, da? de la celula nervoasă până la eu știu ficat, da? el este un toxic. Însă, francezii au demonstrat, da? și se numește, așa să spunem, paradoxul francez, că într-o doză mică, adică, și atenție când discutăm de mic, moderată, unu-două pahare de vin roșu pe zi, de exemplu, sunt chiar studii făcute și la universitățile de renume, efectul protector, cardiovascular, eu știu, poate chiar și anti-aging, sunt niște lucruri acolo în bobul de strugure care prin fermentație, obligatoriu trebuie să fie prezent și alcoolul, că altfel s-a încercat izolarea resveratrolului, să-l punem într-o Într-un supliment și iată să ne bucurăm doar de beneficiile lui fără alcool, n-a funcționat. Deci, oamenii au folosit alcoolul pe post de, eu știu, ca metodă de relaxare, de bună dispoziție, are un efect anxiolitic incontestabil. Pentru puține calorii, un pahar de vin are 80 de calorii, acolo unde mâncarea pentru același efect de relaxare ar aduce multe calorii și ne-ar îngrășa. Lucrul ăsta sau obiceiul acesta a făcut parte din, din tradiția omenirii de, de, de mii mi de, de, mi de, an, mi da? mi de ani. Nu putem veni acum să spunem, iată, alcoolul este ceva de care nu trebuie să ne atingem, tocmai pentru că ritualul în sine, obiceiul în sine consumul lui împreună cu, cu alți oameni, cu prietenii, cu familia, duce la, un, la o întreagă stare de bine care nu mai este despre, uh, despre alcool în sine, ci mai degrabă despre o calitate a vieții. Apoi când vine vorba de tutun din nou, uh, din punct de vedere medical incontestabil, Dragii mei, nicotina ajută la slăbit. Deci, este un alt lucru pe care l-am aprofundat. La 10 țigări consumăm 300 de calorii. Crește glicemia în sânge. Atenție, foarte interesantă această substanță. Nu întâmplător, fumatul este interzis diabeticilor, tocmai pentru că în momentul în care fumezi, crește glicemia și ai impresia că ai mâncat. Iată, sunt oameni care fumează și au obiceiul să iasă la o țigară și uită de foame. Este un lucru cert, și consumă calorii, și îți dă senzația de, de sătul. Lucru care, fără niciun dubiu, ajută la slăbit. Din nou, ce e tutunul, o să ne spui tu, și ce sunt țigările pe care poate noi le cumpărăm și care nu mai conțin. 100% tutun. Deci este o, o chestiune de nuanță, este o chestiune de cantitate și vreau ca în seara asta să autorizăm plăcerea și să îi ajutăm pe consumatori, pe ascultători, să nu o transforme în viciu. de să aibă doar beneficiile și efectele pozitive din, aceste cons din acest consum de substanțe, să spunem ușor, nerecomandate. <laughs> Te rog! <laughs> Mihaela este întotdeauna... Dragi ascultători, eu ca o mamă bună care mă, te te pe crește și spune fiule sau fica mea, o să mai și greșești că ești om, da. dar să nu greșești prea mult, că după aia ne certăm. <laughs> sau te doare. <laughs> eu n-am acest privilegiu, n-am acest lux să fiu ca ea. Sunt altfel, dar asta e și frumusețea. Ia, dur, dur. Ia să vedem că dacă toți, ne cerți. Toți în jurul nostru spun că suntem un cuplu extraordinar când vine vorba de discuții. Sper să fiți și voi de acord. Eu am să încerc să vă ofer și o altă perspectivă decât cea medicală și de altfel și pentru mine foarte interesantă pe care Mihaela v-a adus-o. Cumva, așa în stilul meu, cam ce e și în spatele acestor produse. Și eu aș începe, de exemplu, cu alcoolul, ca ai spus, ai spus vin, să vorbim puțin despre vin. După cum știți, oameni buni, cei care produc vin vin și povestesc toată ziua, cum e și firesc despre teroar, despre strugure, despre uh, tradiții, despre o adevărată religie, aș spune eu, cum să faci vinuri, cum, uh, în fine. Uh, niște povești frumoase. Este istoric demonstrat că, de exemplu, vinul era la mare preț în Imperiul Roman. Romanii mâncau struguri, exact ce vă spunea Mihaela. Dar sigur, erau acum 2000 de ani. E bine să nu uităm treaba asta, că pe pământ cuvântul poluare, nu numai că nu exista poluare, nu exista nici cuvântul, că e bine să ne amintim de aceste detalii și poluarea după părerea mea, este atât de mare încât dacă noi am teleporta în timp un roman, hai să luăm pe Caesar, că mie mi-e foarte simpatic, și l-am pur și simplu l-am teleportat în epoca actuală, părerea mea că în 2-3 ani ar muri. Mai ales, la felul în care mâncau ei, dar mâncau și vomitau și ar mâncau, adică... Nu, n-ar rezista cu poluarea existentă de la ce în mâncare, ce în băutură, ce în atmosferă. De asemenea, e bine de știut tot așa ca să vedeți că omenirea nu s-a născut ieri, Uh, faraunii în Egiptul antic foloseau berea pe post de salariu. Pentru că era hrănitoare, exact ce vă spune și Mihael adică uh, alcoolul și anumite băuturi nu sunt uh, n-au fost niciodată văzute ca o un pericol public. Dar e, mai, și mai amuzant pentru istoria medicinei că tot ai povestit de bere la un moment dat, cred că prin evul mediu când uh, igiena lăsat de dorit grav, oamenii beau bere, inclusiv femeile și gravide și copii, tocmai pentru că era sigură, din punct de vedere al, iată, diferitelor, eu știu, potențiale infestări și atunci când bei bere era sigur că nu, nu te îmbolnăvești deci era pe post de apă nu? Exact. interesant uh, exact istoria asta, exact. asta era și, sau unul din motivele pentru care faraonii plăteau în bere o parte din salariu era că era foarte bună din punct de vedere lichide pentru că era foarte cald uh, avea calorii deci uh -huh. era și foarte hrănitoare și nu avea atât de mult alcool încât să îi imbete să nu mai muncească. Deci era un cumul, la vremea aceea, vorbind, iată, 3-4 mii de ani, 5 mii de ani în urmă, un cumul de elemente care ajutau și oamenii erau și foarte mulțumiți fiind plătiți în bere, da, ca da, să da, vezi. Da, da. Aveau și o stare, de bine, <laughs> Aveau și o stare de bine. Da, plus că să nu uităm, sunt toate aceste lichide sunt fermentate și fermentarea înseamnă sănătate, Correct, da, da că se rolul lor în probiotic, flora, da, sigur, este, este știut și ca să, ca să vedeți oameni buni, că oamenii, acum mii de ani, fără știință, fără, fără să să facultăți, fără nimic, știau, simțeau și și intuiau. Și intuiau. Acum, vin. venind la epoca mai contemporană, apropo de vin, Mihaela, trebuie să, să le spunem oamenilor ceea ce nimeni nu vrea să spună, cum să face vin. Eu am avut șansa, ocupându-mă de tot ce înseamnă Caesar, conceptul Caesar, clubul Caesar, Caesar Experience, Caesar Luxury și așa mai departe, este cel mai... Dezvoltat concept de lux din România și unii spun chiar din Europa, chiar dacă are sediu aici în România. Am tot uh, vizitat tot felul de uh, zone viticole, la, uh, am fost inclusiv la cele mai faimoase șatouri. Eu, eu sunt între puținii români care, de exemplu, împreună cu câțiva din colegii mei, am fost la Chateau Petrus, care este cel mai celebru șatou uh, vin din lume e iată de scump că nu facem reclamă la nimeni Adică <laughs> nu avem da, nicio șansă da, să, da, da. să supărăm pe nimeni Nu au nevoie de reclamă noastră, nevoie de reclama Care are o istorie interesantă Eu sunt între puțini români care am mâncat Am luat cina la așa zisul șateau cu proprietarul Un băiat foarte tânăr când cum îi spui lumea Cum trebuie să unul bătrân Nu, nu, e foarte tânăr că l-am moștenit Și am înțeles uh, foarte atent cam <laughs> cum să face treaba asta și trebuie spus, oameni buni, că toate poveștile sunt foarte frumoase, dar, din păcate, din păcate, lucrurile nu mai stau așa. Într-o într cultură normală de vie, cineva îmi spunea, și aici intrăm într-o zonă care nu putem să, nu pot să vă citez cu nume, cu prenume chiar dacă eu le știu pe la toate, că eu, ca orice jurnalist la origine, sunt foarte prudent la surse. Dar, credeți-mă, îmi spunea că o vie normală, într-o zonă normală, trebuie să suporte 12-13 tratamente pentru a face față uh, tuturor tipurilor de dăunători. Pentru că aici, uh, interesant, filozofia a fost uh, pentru zeci și sute de ani cum să facem noi să păzim via, să crească sănătoasă, singurică-singurică ea singurică, acolo pe deal, să nu deranjeze niciun gândăcel, niciun viermișor, nimic. E o filozofie cumva de acceptat sau de neacceptat aici rămâne ca să ne dăm seama certeste este că via a devenit foarte sensibilă ca un om dacă pui un om sub un glob de sticlă în mod să zic simbolic vorbind omul ăla nu fie neapărat un om sănătos da, da, e Pentru că contra, foarte și fragil. tu, da. Mihaela, ca medic, tu ești pe -o că spui, domnule, devine fragil. Fragil, cate, Că noi nu trăim singuri într-un bol de sticlă și ca să nu... nu trebuie să trăim într-un mediu steril? Noi nu putem. Nu, nu imunitatea avem, adică se imunitatea dezvoltă în, se dezvoltă în e, da. de, -aia, de la această filozofie, când oamenii au început să înțeleagă că uh, tu, ca să ții o vie sănătoasă care e așa frumușică și singurică pe acolo, pe câmp, trebuie să bagi în ea o grămadă de chimicale, Oamenii au început să înțeleagă, vorbesc în viticultură, ce trebuie să faci ca via să mai fie sănătoasă de la mămica ei, cum ar veni din naștere. Nu să tot o ajuți tu să fie sănătoasă, să nu nici musca să nu bâzie, că supără frunza și strugurile. Și așa s-a născut la început bio și după aia cultura biodinamică. Cultura biodinamică a ajuns la înțelepciunea, nu este o chestie foarte veche, cred că vorbim de probabil 20-30 de ani, nu cred că e mai mult, poate mai mult că nu sunt un specialist, dar nu cred că e mult mai mult, care a avut exact diferența. A spus așa, vrei să ai o vie sănătoasă? Da. Las-o nene în natură să crească cu toate celelalte plante, cu toți ceilalți gândaci, cu toți ceilalți viermi, pentru că toate astea fac parte din natură. Rolul tău ca și cultivator de cultură biodinamică este să asiguri un echilibru al tuturor vietăților care sunt în acea în, în acela real Și în momentul ăla, vița de vie e sănătoasă, tun. Ea nu mai are nevoie, nene de atâtea tratamente probabil, pentru că ea știe să se apere singură de dăunători. Și probabil și gustul este influențat și. din clipa aia, aia că... avem alt gust. Acum, apropo de gust, tu ești. Poate tu mă aduci unde vrei. <laughs> păi tu. da, vei păi vorbi <laughs> despre plăcere, nu? E, aici urmează, doamnelor și domnilor, lucruri care eu vi-l spun. Mihaela îl știe bine că da, mă pune pe mine să-l spun, dar nu trebuie să ne supărăm pe nimeni. Asta e lumea în care trăim și trebuie să înțelegem că nu i neapărat ceva rău. Da, vei spune, domnul, e o păcăleală. Da, e o păcăleală, dar nu i neapărat rău. Cu gustul. Gustul este păcălit. Să vă spun clar din start. Cum? Cu drojdii. Deci, apropo de teroare, apropo de tehnologie, da, să faci eu un teror, sigur că da, avem un strugure. Apropo să nu uităm, Mihaela, să le spunem oamenilor cifrele astea spectaculoase, că pe pământ, în momentul de față, sunt circa 1200 de soiuri de struguri. Repet, oameni buni, 1200. De soiuri de Dacă ne apucăm eu cu Mihaela să vă înșirăm câte știm, cred că după vreo 10-15 ne oprim amândoi, că nu avem cum să le știm. Și totuși sunt atâtea. Iar în total, în istorie, se consideră că au existat undeva în jur de 2000 de soiuri de struguri. Astea 800 care lipsesc au dispărut în istorie din diverse motive. Sigur, cel mai cunoscut în istoria vinului este uh, celebra filoxeră care a distrus... Uh, uh, trei sferturi, dacă nu mai bine, de trei sferturi din toată Europa, din toate culturile de vițe de vie. După ce a dispărut, a trebuit să treacă zeci de ani ca să dispară cu totul din sol. Deci a fost o perioadă grea în, în care Europa, vinul ne-a lipsit. În care a cam lipsit și vinul. Dar mă întorc. e bine, când ai nevoie, și asta o fac cu enologii, ca să-i dea un gust, unul care să ne placă, cea mai bună soluție este să o regleze din drojdii, drojdii adăugate. Trebuie să spun, repet, ce vă spun acum oameni buni, face parte din marile secrete ale acestei industrii, dar eu o spun pentru că eu nu sunt cultivator de vin, nu fac nimic, eu sunt un om, un observator și repet, nu e neapărat ceva rău. Sunt câțiva mari producători la nivel mondial de drojdii, sunt drojdi adăugate care... Aceleași îl... drojdi măiersc pe care le folosim, sau mă rog, din, da, da, din exact. familia uh, drojdilor folosite Absolut. pentru iaurt. Da? La Absolut. fel iaurtul, ați observat, are gusturi diferite, tocmai pentru că drojdia folosită la fermentare Absolut. este diferită. Dacă vrei mai acrișor, dacă vrei mai cremos, exact. dacă vrei e, același, mai, e, același e același principiu. Oenologii, fiindcă au multă știință deja să învață la școală ce vă spun eu aici, din drojdii, îi dau, virează gustul, buchetul, uh, mai dulce, mai acur, cum vă spune și Mihaela, acolo unde oenologul, pentru că el e creatorul vinului, crede că ar fi cel mai apropiat, asta dacă este un mare profesionist, de teroar, de strugure, de soare, de vânt de ploaie, de condiții meteo, pentru că fiecare zonă, în general, în, în viticultură, fiecare zonă are un microclimat. Asta se caută pentru că aduce cel mai bine, uh, face cea mai bună producție și e cea mai corectă în raport cu strugurile. Asta este o chestiune. La partea de bio, că aici iar e o confuzie, oameni buni să știți că Mihaela cam împotrivă la bio, la nu biotec. mă înțeleg cu ea deloc pe tema asta. Nu sunt astea. realistă și îmi dau seama că până să ajungem să fie bio, trebuie să mai trăim. Un drum, mai un drum. Da, și trebuie să trăim așa, să ne e, adaptăm, iată, la mediul La cum bio, spuneai. Ce, -a făcut, ce, ce au făcut, cei din industria de așa, au folosit drojdii bio. Și în felul ăsta avem vin bio, dar atenție, și pe câmp, ca să crească vița de vie, pentru cultură bio, se dau tratamente tot felul bio. de tratamente bio. Da. Da, da, da. Atenție, nu e biodinamic. Singura cultură în care nu se mai intervine fie și cu tratamente bio și ulterior fie și cu drojdii bio este cultura biodinamică. La cultura biodinamică, după ce se culeg strugurii care au crescut absolut natural, natural. eu am un prieten care are cultură biodinamică, eu nu știu dacă nu e chiar singurul din România, a, 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 oficial atestată și, și are un agronom din Franța care e specializat în cultură biodinamică și îmi spune că ăla vine de două ori pe an. Și să uită la toate gângănile, da, le numără da, 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 și zice, vezi că acum anul ăsta ai mai mult uh, gândac ăsta negru și păros, trebuie să luăm măsuri, să mai luăm două-trei familii de la gândac, să le mutăm în altă parte. Sigur că e jumătate glumă, dar asta cumva uh, eu o apreciez ca un semn de respect pentru natură. Până la urmă, omul, dacă e deștept, ar trebui doar să aibă grijă la echilibre restul face natura. Sau să nu strice, păi, că de multe a, ori bun, intervenția aia, noastră... Aia, aia, aia cu stricatul o vedem și în filme. Dar măcar când e bine intenționat și nu vrea să strice, doar atât să-și pună întrebarea înțeleg echilibrul acestei zone, atâta trebuie să am grijă. Exact apropo de agronom care zice vezi că ai gândat cu negru și porosie un pic mai mult, să scoate în vreo două familii ca să nu stricăm pe aici. Bun. Da. E bine, după ce e cules strugurile, la biodinamic este urmărit pas cu pas, parcă e un copil, în primele zile sau primele ore zile de la naștere, pentru că nu poți să intervii cu nimic. Singura drojdie, oameni buni, care se folosește la producția biodinamică, țineți-vă bine, este drojdia de pe strugure. Dacă țineți minte, și eu, noi românii suntem toți cu părinți, cu bunici la țară, deci nu Altă suntem Asta să zic, un fel de vin e, făcut în casă. E, dacă țineți voi minte, când eram toți copii, ne-am plimbat în via, am văzut că pe struguri e un praf ușor da, Eu, de exemplu, când eram mic spre mea, credeam că e praf și gunoi. Și că, au, eu ce, să spără prete. Nu. Alea sunt drojdile naturale care le creează strugurile singur de la el putere. Doar alea se folosesc. Și atunci este singurul vin în care putem vorbi de teroar, putem vorbi de natură, putem vorbea de climat. A, ăla e singurul vin. Din păcate, are două probleme. Este foarte greu de găsit, și în, în Occident există, dar nu e așa, dar e, e foarte scump. Și acum vine marea chestiune, când îl bei la gust, s-ar putea să zici... E mh, ca, laptele, e ca okay, laptele de la vacă, okay, nu? nu ok, mai ok, ce, okay nu? dar parcă nu e așa de gustos <laughs> cum așteptam. De ce? Pentru că gusturile noastre au fost educate cu ajutorul dealului chimiei cu manipulate, un pic influențate. Exact, cu ajutorul unor, așa zis, somelieri care ne-au învățat ce bun e vinul care era prost. Dar vinul mai este vin? Că sunt multe persoane care zic vai de mine la cât de ieftin a ajuns o sticlă de vin, anumite produse, nici măcar Pot vinul să spun. mai este în el. Pot să spun și aici e ai altă durere care ne paște pe toți. Din păcate, din nou, organoleptic... Un om obișnuit nu mai poate face diferența între apă colorată și vin. Ca să fie foarte clar. Tot pentru că dealurile chimiei ne-au ajutat să ajungem aici. Povestea cu Ștefănescu, cu celebrul Bachus, are legătură cu subiectul pentru că el era unul din oamenii, așa cum era el țărănuț și educat la jumătate, care știa să folosească chimie, produse chimice ca să facă vin. Da, există și trebuie să o spunem în lumea asta largă enorme cantități de vin făcute din apă și chimicale, care au, repet, organoleptic, arată ca un vin Nici nu și zici, băi, nene, ce vin bun e asta. Dacă faci o socoteală, și eu am fost membru în diverse cluburi din astea care se ocupă de vin, păi nu mai atic la etichetă, ajunge, ajunge în... să coste 10-11 lei. Și tu îl iei de la Lidl sau nu am ah, voie să spun, da. de la un supermarket din ăsta deștept cu 15 lei, cu 10 lei în reducere cu 11 lei, eu știu cât costă. E foarte greu de crezut că mai există vin în aia. Asta este un aspect. Deci putem să folosim prețul ca și un criteriu pentru alegerea unui produs? Uh, stai un pic, să Noi spun azi. și punctul 2, că vezi, asta e uh, frumusețea și complicația vieții. Pe de altă parte, Așa, ca să vorbim, bravo, Mihaela mi-a tras atenția că suntem în întârziere și trebuie să vorbim repede și de totul. De de tu, de 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 nu da. mai spun decât atât că mai există și un lucru important, că sunt numeroase țări europene unde subvențiile de la stat pentru viticultură sunt substanțiale și atunci prețul scade în mod artificial. Dar ca să fie clar, dacă vrei să ai un vin, vin-vin, de struguri, în condițiile de România, în condițiile acestei țări de costuri, după părerea mea, sub 40-50 de lei la raft, nu are cum să ajungă dacă vrei vin. Dar repet, există excepții, există da, și excepții. să ne păcălim. Și uh, ca să trec repede la subiectul cu Dar stai că aș nu... vrea totuși să-i încurajez că trebuie să fie așa ultima frază să fie pe pozitiv. Uh, eu întotdeauna că e vorba de vin, că e vorba de mâncare, uh, alegerea mea este făcută și pe criteriul emoțional. Nu știu dacă în spatele unei etichete adevărul este 100% prezent, însă trebuie să ne alegem producătorii în care avem încredere, care, nu știu, cum spunea, o poveste de spus, au poate câteodată chiar să vizităm o potgorie, o cramă și să vedem cât de mult este implicat sau Că filozofia respectivei producții este aplicată tocmai pentru că altfel suntem pierduți. Dacă nu, dacă nu avem această legătură cu producătorul, dacă nu avem imaginea cuiva în spatele unei etichete, e greu să avem încredere într-un produs. Și atunci tradiția, seriozitatea, munca pe care uh, respectivul producător da. o, o depune și buna lui credință uh, trebuie să, să ne dea nouă încredere și în felul ăsta să avem, să dezvoltăm o legătură cu respectivul brand. Deci eu cred foarte mult în, în puterea unei etichete și ea să arate că în spatele, în spatele produsului se află, eu știu, o persoană, o, o asociere de persoane care să facă treaba Susțin 100% bine. ce spune Mihaela, de altfel când vă spuneam de șatul Petrus, e un exemplu. Eu am fost în multe locuri și vă încurajez, oameni buni, da, da, să faceți ce vă spune Mihaela, pentru că nu numai care are dreptate, dar vă convinge realitatea. Duceți-vă Duceți -vă la Duceți și, exact. și fiți curioși, intrați, întrebați, calculați. Foarte da. important, calculați. Da. Eu, de exemplu, i-am prins pe asta de la Chateau Minuti cu vreo șapte, aproape 7 milioane de sticle în plus față de capacitatea care o au ei în mod real la Chateau Minuti, celebrul Chateau Minuti din Provence, pe vin roze. Și oamenii, când și-au dat mai eram împreună cu colegii de la Sise, când și-au dat seama că i-am prins, au fost foarte onești, au spus, stai, stai un pic, Asta este numai după ce avem noi Asta 800 de milioane. restul, la, până la 7 milioane, luăm struguri -om din Provence, struguri, da. Fair exact, deci, da. oameni buni. Asta este marea bucurie. Să te duci, să vezi, să gusti, să fii exact, curios, da, să da. înțelegi și în clipa în care ai înțeles ce au oamenii acolo și ai încredere, bea liniștit că vei bea ceva asta bun. Asta spun, da. E deci simplu. Încrederea în producător face Ceea face ce tot. Mihaela la. Tra țigări, așa, ia, nu mai zic. merge, acolo nu mai merge. De ce avem această discuție care din păcate adică o să o facem scurtă? Trebuie să mergem cu în, în America de sus să ne luăm țigăra țigara, da, din de frunze de deci, tutun. Ca să fie limpede oameni buni de unde a plecat această emisiune, este un lucru spectaculos pe care îl spun și nimeni, pe nimeni nu interesează nici măcar pe medici, apropo de ce spunea la începutul emisiunii și anume că legea după care se fabrică țigarete în România, asta e foarte interesant, în România, în Germania, în India, în Papua Noua Guinee, e una singură, este singura lege pe pământ care e aproape universală, nu există o țară să iasă din ea, și care are o precizare absolut tulburătoare, și anume că, prin lege, producătorul de țigarete este obligat să asigure minim 2% tutun. Vă mai repet o dată, 2, 2, 2, 2%, nu 22%, 2% tutun. Și eu sunt șocat și o spun cu toată indignarea omului obișnuit. Că nimeni, niciun medic, niciodată, nu l-am văzut în nicio dezbatere, mai ales pe cardiologi, să spună <coughs> oameni buni, Ceea ce noi, spun tot, nu este tutun. noi tot tratăm că efectele, că ți cad <gătă> dinții, că știți cu toții bancul, dăm de la cu cancer, nu dăm de la cu pierderea potenței. Deci discutăm, să ne amuzăm sau să, să constatăm o grămadă de cauze o gama de efecte, dar cauza... Pentru că întrebarea logică, păi dacă 2%-i tutun, restuce care e scump, restul ce-o fi, mă frate, înăuntru? Și un uh, om care uh, a activat foarte mulți ani în, uh, în industria asta, îmi spunea uh, în privat, la o glumă, Dane să știi că uh, dacă nimerești în țigarete Uh, frunze moarte adunate din parcuri și păduri și tocate mărunt și infuzate e deja Tot e de bine. Bine. Nu? E bine este asta, de bine mă gândesc. da. cât o um, vreme mai vine din natură. Nu știu dacă am voie să citesc, dar pot spune că un, uh, unul din cei mai cunoscuți oameni ai lumii în domeniul auto Uh, da, cred că pot să spun că a, 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 cred că a făcut și publică la un este. chestia asta, Tonino Lamborghini însuși. Deci Lamborghini însuși a fost solicitat într-o țară asiatică să facă țigarete cu numele lui, pentru că el e foarte popular. Mă rog, e popular da. peste tot, dar e popular și acolo. Și el mi-a povestit un pic uh, cazul lui și anume uh, le-a cerut ăstora de la țigarete, apropo de dovezi că lucrurile stau compoziția. așa. Uh, -a compoziția Să-i trimitea compoziția ca să știu omul pe ce spune și Și a trimis, mi-a zis, domnule, mi-au trimis vreo 200 de formule chimice care toate intră în țigarete. Evident că eu habar n-am. Omul de meserie inginer, dar nu chimist. Am angajat, angajat birou de, uh, care specialist în chimie și a pus păștea să spună ce sunt alea. Ăștia s-au întors și când a văzut ce era acolo, a zis, mă, ăștia un nebunit. Păi, tu, tu nu unde e? Erau toate numai produse de sinteză care fiecare avea un rol. O chestie care mi-a atras atenția este că în pulul ăsta de substanțe, vreo 40-50 erau de fapt substanțe care uh, fac uh, adictit. Uh, creează, creează dependență. Deci și îmi spunea, mă rog, după ulterior am mai vorbit și cu alți specialiști și au zis, Doamne, uh, oamenii sunt diferiți de la o țară la alta, dar de la o Oamenii ăștia din industria asta s-au specializat atât de bine să creeze dependență încât prin acest pool de substanțe chimice poți să fii nene și negru din Sudan și Mihaela din România blondă și frumoasă că te prinde. Ăsta mm. este motivul pentru care uh, ai dependență de țigarete. Așa cum vă spunea și Mihaela, nicotina în anumite cantități are un rol foarte bun în organism. Este chiar dorită. Nu, nu e să... nimic rău. E și... ca și cofeina din cafea, că o să nu mai apucăm să vorbim de cafea. E la același lucru. Cafeina din cafea este binevenită în organism. Este încă în un tonic cantități. natural care Corect. care este încă permis. Dar și nicotina are efectul ei de a amorți un pic uh, creierul. De-aia face vasoconstricție Ok, Și la nivelul vaselor de sânge nu e tocmai de dorit, însă la nivelul creierului îl mai anestezează un pic. La fel face și alcoolul. Și atunci să înțeleg că tutunul e una, țigaretele exact, sunt alta și dacă exact. vrem să fumăm tutun, să, deci, să, să ardem tutun e, care, o, care e sunt e o singură soluție care exact, și anume trabucul. Este singura este țigara de foi. Cigara de foi este singura. De ce? Una că este unul dintre foarte puținele produse 100% natural din din tot ce cumpărăm, a rămas așa datorită, vorbesc de handmade, de cele făcute manufacturate manual. Sunt câteva țări, ca să fie clar. Da. Uh, șocul, de crește tutunul șocul, de șocul cel mare este să afli de exemplu, astăzi Nicaragua este producătorul numărul unu mondial de tutun și de trabuc, făcut manual. Să afli în, în Nicaragua au început culturile de tutun bio, fabricația de trabuc bio. E fabulos cât de mult a avansat și lumea asta, dar, repet, este singurul loc într-o țigară de foi unde vei găsi tutun așa cum l-am văzut noi în copilăria noastră, că era la țară, că știi foarte bine, toată da. lumea avea câte o mică uh, plantație, plantație de tutun. Uh, există și astăzi în uh, unele țări, vezi Statele Unite, oamenii mai mestecă tutun, cum făceau și Pe indienii da, acum sute da, 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 de ani, da, da, da. dar orice înseamnă țigarete, uh, odată cele făcute din tot felul de lucruri despre care nu știm cu atât mai mult celelalte care țin de uh, lichide sau de vapori. Deci vapor, asta mi se pare e, e clar mi se că... pare cea mai <coughs> nici nu știu, ridicolă uh, alternativă. Deci am desfințat țigareta, vezi Doamne, să protejăm sănătatea oamenilor uh, și a fost înlocuită uh, cu un produs care cu siguranță este mult mai concentrat și mai dăunător clar. și pe care din păcate, și aici este cu tristețe spun, îl consumă mai ales tinerii de iată în ce paradox sau în ce situație nefericită putem ajunge în momentul în care vrem să eliminăm cu totul plăcerea din viața noastră și să o încadrăm în, în categoria păcat și viciu. Este un lucru de care trebuie să ne ferim, dragii mei, cam ăsta aș vrea să fie mesajul nostru din seara asta. În momentul în care corpul vostru simte bucurie și plăcere din consumul, iată, unor produse precum alcoolul și nicotina. Și acest obicei rămâne în zona moderației, rămâne în zona sociabilului, da? Deci facem lucrurile împreună cu ceilalți, nu ne ascundem, ne închidem în casă și bem până cădem sub masă, da? Și nu terminăm, iată, un pachet de țigarete pe zi pentru că nici măcar nu savurăm aroma tutunului respectiv și nu o facem ca pe un ritu. Uh, lucrurile, bineînțeles, că or să uh, ne facă rău și corpul nostru o să știe să ne spună asta. Uh, și ca să închei așa într-o notă amuzantă și pozitivă, am să vă spun un mic banc. Eu nu am simțul umorului, dar ăsta mi se pare un banc de doctor, da? Un pacient vine la un medic și îl întreabă, îi vine domnul doctor și dacă de mâine uh, nu mai fumez, nu mai beau, mănânc sănătos, o să trăiesc mai mult. Uh, iar doctorul cu simțul umorului spune nu, dar o să ți se pară o veșnicie. Deci, dragii mei, calitatea vieții contează mai mult decât lungimea ei, așa că alegeți lucrurile care vă fac plăcere, vă fac bucurie și nu în ultimul rând, făceți o împreună cu ceilalți. Suntem ani animale sociale și avem nevoie de prezența celorlalți ca să ne bucurăm de viață. Asta vreau să fie mesajul meu și acum am să las pe Dan să spună el o propoziție de încheiere ca să. Eu, eu, din nou sunt de acord cu Mihela, mă așteptam să o contrazic de multe ori de iată că n-am putut, pentru că no. și eu gândesc la fel aici. E bine să ne bucurăm de lucrurile astea minunate, că se cheamă trabuc, că se cheamă vin, că se cheamă alcool, că se cheamă orice cafea, sigur cu condiția să nu devină un viciu. Deci între plăcere și vicii, plăceri și vicii trebuie avută mare grijă, că uneori e o linie de demarcație destul de fină și nu știi când ai băut mai multe pahare, dar din, din plăcere a devenit viciu. Uh, vreau să vă confirm că există oameni, inclusiv în România, oameni celebri care au renunțat la fumat sigarete și uh, au fumat, au început să fumeze trabuc și au ajuns după o lună două să-mi spună și mie și public, în, sunt în declarații, că uh, mă simt mult mai bine, am mai multă energie. îmi uh, funcționează mai bine, uh, nu, nu mai simt nevoia deloc de sigarete. Deci ca să vedeți că orice învăță are și un dezvăț. Eu nu vă învăț să fumați trabuc sau să fumați țigarete. Asta este nici eu, nici Mihaela, sub nicio formă nu putem să vă spunem pentru că nu e cazul. Dar măcar în, în ceea ce veți decide, dacă ce v-am spus amândoi în seara asta vă este cât de cât de folos, eu cred că noi, Mihaela, ne-am îndeplinit sarcina <laughs> pentru a-i da. face pe oameni să fie mai atenți la. Atunci detalii. când aleg, da, atunci când aleg, nu vă lăsați iată, seduși de reclame, ci mai degrabă, cum bine a spus și Dan, scotociți, aveți curiozitatea să vedeți ce se află în spatele unui produs și în momentul în care decideți să îl consumați, faceți-o cu toată răspunderea pentru și că. Și cu toată pasiunea, exact, cu toată energia. Exact. Trăiți se momentul respectiv, că Categori. e un par de vin, că e o Exact, orice. savurați savurați bucurați-vă de el, suntem liberi, dragii mei, să ne trăim viața cum ne place și vă doresc o vacanță, o mini-vacanță plină de plăcere și bucurie. La revedere și să ne auzim cu bine vinerea viitoare. La revedere, la revedere... cu Mihaela, fără mine. Pe mine mă găsesc <laughs> ca de obicei miercuri, în fiecare miercuri după amiază, împreună cu Radu. Să vorbim despre mașini. Care și ele sunt un lux, asumate. <laughs> unele da, unele nu. <laughs> vă mulțumim și, și o seară vă bună, vă dorim. Frecvența Costului cu Mihaela Bilic. La Europa FM.